Jumătate din populația României cu vârste cuprinse între 45 și 54 de ani suferă de hipertensiune arterială. De Ziua Mondială a Inimii, Societatea de Cardiologie din România atrage atenția asupra stilului de viață nesănătos care poate duce la hipertensiune în condițiile în care tot mai mulți tineri au probleme cu tensiunea arterială. Un român din 7 cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani și un român din 5 cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani suferă de hipertensiune arterială. În ultimii ani, numărul pacienților nou diagnosticați cu hipertensiune arterială a crescut în România. E un trend ascendent în toată Europa sau numai la noi? A crescut peste tot și a crescut din două motive. Un motiv este și creșterea reală a prevalenței hipertensiunii arteriale, pentru că, vrem sau nu vrem să recunoaștem, avem un stil de viață care este în mare parte nesănătos. Și acest lucru antrenează dezvoltarea hipertensiunii arteriale și a altor probleme metabolice. Pe de altă parte, a crescut procentul de hipertensivi nou diagnosticați și prin faptul că suntem mai atenți cu această afecțiune, monitorizăm tensiunea mai frecvent, o măsurăm atât noi ca medici sistematic, cât și pacienții au început să fie interesați de acest aspect și își achiziționează tensiometre, își măsoară acasă, la domiciliu, tensiunea arterială și atunci ea devine evidentă. O hipertensiune care era nediagnosticată, necunoscută, devine acum un pacient, un bolnav, pentru că el ajunge sub supraveghere medicală cu această problemă. Deci, da, a crescut diagnosticarea hipertensiunii arteriale și prin creșterea conștientizării, ceea ce este un lucru bun până la urmă. Trebuie să fim conștienți cu ce ne luptăm. Dacă nu-ți cunoști inamicul, ai nicio șansă să-l învingi. Dacă îl cunoști, sunt multe șanse dacă te pregătești cum trebuie pentru această bătălie. Cum percep pacienții acest diagnostic? De obicei îl ignoră, li se pare ceva o boală ușoară, le e frică. Cam care este percepția atunci când le dați vestea diagnosticului? Există tipologii foarte variate de pacienți, de fapt tipologii variate de oameni, pentru că pacienți sau nu, ei sunt oameni. Și fiecare are temerile sale, are emoțiile sale, are felul său de a face față unor emoții pozitive sau negative. Așadar, sunt pacienți care își neagă complet această afecțiune. Ei când află că sunt hipertensivi, mai ales dacă sunt mai tineri, se gândesc că trebuie să fie o eroare și încearcă să găsească tot felul de justificări. A fost o perioadă stresantă, am avut deadline de predare a unui proiect, am dormit mai puțin, s-a întâmplat ceva în familie. Și agățându-se de aceste lucruri, ei cred că hipertensiunea arterială de fapt a fost un incident tranzitor și că nu suferă de această boală. Sigur că trebuie cu blândețe să îi convingem, să le arătăm că aceste evenimente stresante au avut cu siguranță impact asupra tensiunii arteriale, dar ele nu au făcut decât să scoată în evidență, să aducă la valori mai mari o hipertensiune care era deja existentă, cel puțin în majoritatea cazurilor. Există și situații de creștere tensională strict întâmplătoare în momente de viață deosebit de stresante. Dar, ca și regulă, majoritatea celor care sunt diagnosticați așa sunt, de fapt, hipertensivi adevărați. Dacă sunt în această fază de negare, ei trebuie să beneficieze de o informare atentă, repetitivă. La fiecare vizită trebuie să mai aducem informații suplimentare și, până la urmă, cu grijă și cu atenție adresându-ne lor, trebuie să-și accepte boala și complicațiile lor și mai ales să accepte ideea de tratament. Există și pacienți care își acceptă boala de la început, care înțeleg că sunt hipertensivi și aceștia au un răspuns diferit de la om la om. Unii, de exemplu, sunt bucuroși când primesc diagnosticul. O să spuneți cum să fii bucuros să primești un asemenea diagnostic. Bucuroși în sensul că au găsit în fine o explicație pentru simptomele lor. Sunt din aceea mai rar, pentru că spuneam că foarte mulți pacienți sunt complet asimptomatici și aici este provocarea maximă de diagnostic și tratament, dar există și pacienți care au, spre exemplu, dureri mari de cap.
o stare de oboseală accentuată și care încep să se gândească la boli foarte severe. Se gândesc că ar putea avea o tumoră cerebrală, că ar putea avea o altă formă de malignitate și când li se spune că simptomatologia este legată de hipertensiunea arterială, răsuflă ușurați și sunt dispuși să-și trateze corect această boală pentru a-și ameliora simptomele. Dar există și pacienți care răspund cu emoții negative la aflarea acestui diagnostic. Pacienți care sunt, în opinia lor, prea tineri pentru a avea hipertensiune arterială și consideră că acesta este un semnal că organismul a început să îmbătrânească și că perioada cea mai frumoasă a vieții a trecut. Nu trebuie niciodată să încurajăm așa ceva, pentru că perioada cea mai frumoasă a vieții nu a trecut niciodată. Depinde cum privești lucrurile și întotdeauna poți să ai perioada frumoasă din viață, dacă, indiferent de vârstă, dacă știi cum să pui problema și știi să te bucuri de ceea ce ai. Deci, pacientul însă se gândește că este o boală a vârstnicului și că faptul că o are el, la fel cum a avut-o și tatălui și bunicului și așa mai departe, nu e un lucru bun. Sigur că trebuie și acești pacienți încurajați, convinși că percepția aceasta nu este corectă și că hipertensiunea arterială este o boală cu care se poate trăi foarte bine în condiții de normalitate dacă ții tratamentul așa cum trebuie. Sunt și pacienți care devin foarte anxioși și care își iau în mod obsesiv, își măsoară obsesiv tensiunea arterială când află că au hipertensiune, într-un mod chiar mult mai frecvent decât noi ne-am dori ca medici, pentru că este util să ai control asupra tensiunii arteriale, dar orice exagerare poate să ducă și la întreținerea valorilor tensionale mari prin stresul emoțional pe care ți-l induce această activitate și faptul că observi valori în afara controlului. Așadar, noi trebuie ca medici să ne cunoaștem foarte bine pacienții, să vedem care este reacția fiecăruia dintre ei și să ne adaptăm acestei reacții. Să-i oferim suport emoțional, indiferent dacă este vorba de un tip de reacție sau de alta. Pe cel care tinde să-și ignore boala, să consideră că n-ar exista, să se ocupe de cu totul alte lucruri și să devină, să spunem așa, indolent cu atitudinea în fața bolii, ar trebui să-l stimulăm, să-i aducem aminte mereu despre riscul de complicații și să-i impunem un plan de monitorizare, de urmărire mai atent și controle la intervale de timp mai scurte pentru a-l ține aproape de noi. Pe cel care este foarte anxios și care riscă să elimine orice altă activitate în detrimentul monitorizării zilnice, de multe ori pe zi, a tensiunii arteriale, ar trebui să-l liniștim, să-i arătăm că luându-și tratamentul lucrurile vor merge bine și să-i recomandăm un plan de monitorizare care să includă măsurători la nevoie sau de maxim 2 ori pe zi, dimineața și seara, în condiții de repaus, înainte să-ți iei medicația, înainte să faci efort fizic, pentru că altfel pot avea valori neconforme, valori care sunt crescute în mod fiziologic la efort și care nu au nicio relevanță asupra atingerii controlului hipertensiunii arteriale. În orice caz, oricare ar fi reacția și că este o reacție exagerată într-un sens sau în celălalt, noi trebuie să o corectăm cumva și să facem ca pacientul să înțeleagă că are această boală, că boala este cu riscuri, că nu este de neglijat, că trebuie tratată, dar că dacă avem tratament corect și bine urmărit de către medic, viața poate fi normală. În caz contrar, apărând complicațiile.